Și aș vrea să dărâm un mit cu ocazia asta, că mi-a spus lui maică mea, zice, dacă ajung și plec la Moscova, nu mă mai întorc. E sau nu mit că ar fi fost ucis de securitate? Sunt foarte multe lucruri care nu se pupă. Sunt declarații care se bat cap în cap, sunt greșeli de urmărire penală. Mama nu și-a revenit niciodată de la moartea tatei. O parte din inima și din sufletul ei e încă alături de taică-mă, e încă în lumea lor pe care nu cred că a părăsit-o vreodată. Am o imagine care cred că n-am suit niciodată atunci când a murit și l-am înmormântat, eram la cimitir. A avut loc slujba și în momentul în care s-a închis coșciugul și a venit, mă rog, nu știu, groparul și au pus cociucul peste. Deci în momentul ăla când am văzut că se pune capacul, mi-am dat seama că n-am să-l mai văd niciodată. E, ăla a fost sfâșietor pentru mine. Deci, cum să nu-l mai văd? Pentru că, mă rog, aveam 9 ani. A fost o... Ce, uite, și acum, dacă mi-aduc aminte, da. I-am scris o scrisoare tatălui meu. După care m-am simțit deodată eliberat. Dragă tată, au trecut 40 de ani de când ai plecat și am atâtea lucruri să spun. S-au întâmplat atât de multe lucruri în viața noastră pământească. Am crescut, am o familie și ți-am făcut un nepot care îți seamănă. Cred că ți-ar fi plăcut de el. Să știi că am moștenit de la tine multe lucruri și chiar mersul tău cu mâinile la spate. Mi-aș fi dorit să stăm de vorbă și să-ți povestesc despre viața mea, să-ți spun ce am mai făcut în tot acest timp de când ai plecat, să-ți spun ce mi-a ieșit bine, unde am greșit și să te întreb ce să fac atunci când mă potignesc. Încerc să scot din cărțile tale sfaturile pe care mi le-ai fi dat și crede-mă că de multe ori reușesc să te găsesc vorbind cu mine prin paginile romanelor pe care le-ai iubit atât de mult. Mama, din păcate, nu este foarte bine. A ajuns o bătrânețea și trăiește alături de tine în lumea voastră pe care nu a părăsit-o niciodată. Nicolae este și el bine la casa lui. Recitesc ce te-am scris până acum și îmi dau seama că oricâte lucruri ți-aș scrie, nu am să reușesc niciodată să spun cât îmi este de dor de tine, scump părinte. Te iubesc mult, mult de tot de aici, dintre pământeni. Mi este foarte dor de el. Bine v-am regăsit la o nouă ediție de altceva. Astăzi călătorim. Ne plimbăm printre filele unor romane care au rămas în istoria literaturii, iar Ghid ne este fiul unuia dintre cei mai consistenți, cei mai însemnați scriitori pe care i-a avut România. Vă spun bine ați venit, domnule Alexandru Preda. Sunteți fiul regretatului romancier Marin Preda, care ne-a lăsat așa o moștenire culturală vastă prin tot ceea ce a scris. Bună ziua, vă mulțumesc pentru invitație. Sunt fiul, dar nu sunt singurul. Suntem doi, eu și fratele meu Nicolae. E adevărat, da. Am fost de multe ori întrebat, sper să nu mă întrebați și dumneavoastră cum este fiul lui Marin Preda, că e o întrebare la care nu știu să răspund. Nu știu, e cum e. Marin Preda, până la urmă, pentru dumneavoastră este tata. Da, este tata, da. Dincolo de tot ceea ce găsim noi în biblioteci, dincolo de toate romanele care ne-au marcat și ne marchează pe noi ca și construcție culturală, ne amprentează, dincolo de toate aceste lucruri, este tatăl pe care l-ați pierdut când aveați 9 ani. Se întâmpla în 1980. Mai păstrați o amintire sau poate, evident că aveți amintiri, dar o amintire puternică care vă revine în permanență în fața ochilor. Am multe amintiri, nu atât de multe pe cât mi-aș dori, și
se întâmplă să mă întâlnesc cu diferite persoane care îmi povestesc despre tatăl meu, că era așa, că era pe dincolo, și multă vreme am avut așa un fel de pseudo-invidie. Dom'le, uite, știe mai mult, l-a cunoscut mai mult decât l-am cunoscut eu. La 9 ani, relația mea cu Marin Preda era eu, copil de 9 ani, cu biciclete, cu trotinete, cu suit în copac. El era tatăl meu cu autoritatea paternă evidentă. Și atunci acea latură spirituală pe care toată lumea o admiră, euul interior al lui Marin Preda, l-am sărit, n-am apucat. În schimb, ce am descoperit cu stupoare, că citindu-i cărțile ulterior, ani și ani după, am regăsit multe răspunsuri la întrebările pe care probabil i le-aș fi pus într-o discuție teta-tetă, gen father-son, așa, să stăm, discuție pe care mi-am dorit-o de multe ori și să-l întreb pe taică-miu, mă rog, eu mai mare, cu mintea mai destupată, despre viață, despre lucruri, despre ce să fac, despre ce să nu fac. Și atunci multe lucruri le-am descoperit de la el, din cărțile lui, ca și cum mi le-ar fi spus. Poate că era și dialogul în acea carte, involuntar, poate strecurase și dialogul pe care avea să nu-l mai poarte cu dumneavoastră peste ani și să vă transmită ceva, involuntar. Dar în care dintre scrierile lui găsiți cel mai bine figura pe care vă amintiți, figura paternă? O regăsesc în mai multe cărți, în mai multe personaje. O regăsesc în Ilie Morometre, în fragmente și în dialogurile care le are cu Nicolae, erou cel mic din Moromeții. Îl regăsesc foarte mult în Deliru. Nu știu, cred că într-un fel personajul Ștefan din Deliru este, mie mi-este cel mai drag. Dacă aș fi să fac un clasament, cu siguranță îl aș pune undeva. Ne vom încumeta la un moment dat să facem și acest clasament. Da. Știu că o ierarhizare este ușor injustă, dar ne vom încumeta. Nu, e sănătoasă la o adică. Cum era tatăl în câteva linii definitorii? Dacă îmi spuneți că vi-l imaginați din ceea ce urma să fie și ceea ce n-ați mai trăit de la 9 ani încolo, alături de tatăl dumneavoastră, ca pe Ilie Moromete, cum era? Era aspru, era blând cu dumneavoastră, erați fiul cel mic. Da. Avea umor în multe situații, știa când să se impună, avea înțelepciune. Avea înțelepciune, da, eu eram băiatul cel mic și se spune că cel mic e mai îndrăgit decât... n-am simțit, adică am simțit aceeași doză de iubire și din partea mamei și din partea tatălui în egală măsură, atât eu cât și fratele meu. Dar cred că și semănam într-un fel. Cred că eram oarecum preferatul lui. Iar relația mea cu el era caldă. Dacă stau acum să mă gândesc, era odihnitoare. Mă simțeam întotdeauna alături de el, protejat. Mă simțeam, era taică-mă, eram cu el. Nimic nu mi se putea întâmpla. Deși avea și îmi dădea tot felul de povețe, la un moment dat mi-a spus, nu știu cum i-a venit, vorbeam de școală, de premiu, și mi-a zis să știi că dacă o să rămâi vreodată repetent, nu știu de ce. Dădeați semne? Nu, tocmai de asta, nu. Să știi că dacă o să rămâi vreodată repetent, eu, Marin Preda, n-am să vin să te salvez de la școală. Nu știu de unde venise ideea asta cu repetenția, nici nu a fost cazul la noi în școală, nu știu dacă a rămas vreodată cineva repetent. Era orgolios. Cum ar fi putut fiul lui Marin Preda? Probabil că el, în copilărie,
la școala lui se lăsau. Dacă nu te duceai și nu te țineai cu de carte, rămâneai și repetent. Poate că rămăsese și cu această apetență pe care a avut-o Marin Preda. Noi îl știm pe Marin Preda prin romanele pe care le-a scris. Dar Marin Preda provine dintr-o familie cu 8 copii, da. două fete din partea mamei, da, 8 copii trei din mai multe căsătorii, da? Exact. Mama vine în această căsătorie cu două fete, tatăl cu trei copii și mai au împreună trei copii, mm-hmm, printre care da. Și pe tatăl dumneavoastră. Da, da. Puțin știu poate că tatăl dumneavoastră poartă numele de familie al mamei. Da, da. Ei nu erau căsătoriți, nu erau bunicul căsătoriți, dumneavoastră da. Cu bunica, pentru că bunica, se spune că bunica nu acceptase această căsătorie tocmai ca să primească în continuare pensia de văduvă de război. Da. Și atunci preia, și un lot de pământ. Și preia numele mamei, l-ar fi chemat altfel Marin Călăraș. Da, Călărașul, da. Preia numele mamei și în această familie de 8 copii, Marin Preda este un elev extrem de sârguincios. Poate că și de aici încercați să vă imprime și dumneavoastră aceeași dorință de, și dragoste de a învăța. Da, el s-a dus la școală și povestește la un moment dat, mă duceam la școală atât timp cât puteam să merg în picioarele goale. 8 copii, familie mare, remunerație mică după buget, coană fănică, și atunci era greu să ții 8 copii, să le cumperi, nu zic, cărți și caiete, să le cumperi haine și își mai dădea unul de la altuia. Cine purta anul ăsta o pereche de ghete, le purta pe urmă, le lăsa moștenire fraților. Și se ducea la școală în picioarele goale. Nu era, nu cred că era nici cel mai bun din clasă sau cel mai slab. Era un elev de la școala din Siliștea. Dar mi-a spus la un moment dat, vorbeam de premiul întâi, că nu se aștepta să ia premiul întâi. El nu, zice, nu credeam eu că sunt atât de deștept și să învăț atât de bine încât să iau premiul întâi. Și atunci scena din Moromeții cu coronița, când o roagă pe sora lui, dă-mi și mie, Bilinca, să-mi fac o coroniță, uite că mi-a spus domnul de la școală că să nu vin fără coroniță. Și sora să-i spune, cum să-ți dau coroniță, să dai tu altuia, să poarte altuia din florile mele. Nu, 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 că mi-a spus. Este decupată din, reală, da, da, din viața lui. Da, s-a întâmplat. Și s-a trezit premiant bolnav de friguri, fiind în perioada aia. În acea perioadă, tatăl nu-l încuraja să frecventeze cursurile, pentru că îl considera mai util la păzitul animalelor, la treburile gospodărești. Școala, cred că școala în perioada aia nu era era un moft. Vorbim de perioada interbelică. Da, da. S-a născut în 1922. 22, da. Avem și centenarul Marin Preda, vom vorbi și despre centenarul Marin Preda anul acesta. În perioada interbelică era totuși o societate săracă. Măcinată de un prim război. Absolut, da. Să te duci la școală era un moft pe care multe familii nu și-l permiteau. Una la mână costa, nu cât școala, cât cărțile, caietele, hainele cu care trebuia să mergi la școală. Și spuneam o rometă la un moment dat cu umorul caracteristic, și ce beneficiam eu de pe urma ta dacă tu te duci la școală? Da, acasă, du-te cu oile. Poveștile cu oile sunt multe și mi-aduc aminte una. Nu îi plăcea să se ducă cu oile, pentru că era plictisitor. Le scotea de dimineață din staul și el trebuia să se ducă. Și să stea, pe urmă, 8 ore pe câmp. Până să seara. Se uită la ele, da. Citea foarte mult, își lua câte o carte, avea un vecin de-al lui, avea un cufăr plin cu cărți și le mai lua, mai dă-mi-le și mie. Dar într-o zi, el își dorea să devină scriitor de mic. Și multă vreme m-am întrebat de unde răsar ideile. Am fost și eu copil, ați fost și dumneavoastră,
Nu te gândești la 6 ani că, da, toți vrem să fim doctori sau vrem să fim, dar el a vrut, eu vreau să fiu, să devin scriitor. Și era o vorbă în sat că dacă îți trece o șopârlă de 3 ori peste mână, atunci cea mai aprigă dorința ta o să se îndeplinească. Și a stat într-o zi nemișcat pe miriște, cu oile, cu mâna întinsă, ca o, și a trecut de 3 ori o șopârlă peste mână. Și mulțumită poate și acelui episod, iată, noi astăzi avem această moștenire culturală, aproape că trebuie să-i mulțumim acelei șopârle. După ce ați luat premiul întâi dumneavoastră, ați avut o discuție ca de la tată la fiu, dar mai degrabă ca de la bărbat la bărbat, vă amintiți, la restaurantul Capșa. Da, da. E, tata nu, nu ne făcea cadouri, nu era un pasionat al cadourilor, dar atunci când le făcea, știa să creeze atmosfera și să marcheze momentul. Luase în premiu întâi și mi-a spus la un moment dat, uite Alexandru, vreau să mergem împreună la Capșa ca să sărbătorim că ai luat premiul întâi. Eu zic, la Capșa, super tare. Știam restaurantul, fusesem în el și întotdeauna intram cu o sfială așa, era foarte, era impresionat, niște canapele roșii, taică mea avea acolo avea o masă rezervată și am ajuns la Capșa și am intrat și am stat la masă, evident, toată lumea știa că vine Marin Preda cu băiatul și la un moment dat scoate de buzunar o cutiuță pe care mi-o dă, zice, uite Alexandru, ăsta este cadou meu pentru că ai luat primul întâi. Am luat cutiuța, am deschis, era un ceas mic galben. Atât de impresionat și de emoționat eram încât n-am știut ce să fac cu el. Să-l scot, să-l pun la mână, să-l las în cutie, și mi-a văzut ezitarea asta și mi-a zis, scoate-l și hai să vedem dacă ți se potrivește. L-am luat, l-am pus la mână, evident, cureaua era mult prea mare pentru mâna mea de copil, l-am pus într-un fel, a căzut, îmi tremurau mâinile și mi-a spus, zice, stai liniștit, uite, o să luăm acasă și o să mai dăm o gaură cu un cui și o să vezi că o să ți se potrivească. Timpul, mă rog, n-am mai păstrat ceasul ăla, l-am pierdut la un moment dat, că eram copil și copii de obicei pierd lucruri, dar amintirea este, deci o am atât de vie în minte, știu și cum eram, știu și ce am mâncat și e o nostimadă apropo de mâncat, noi acasă mâncam mâncare normală, adică era și o, taică mea avea o regulă, aveam o bucătăreasă și ca să ajungi să gătești pentru Preda, trebuia, mă rog, să nu să dai concurs. Se întâmpla și îi spunea, domne, uite, vreau să-mi gătești și eu o întreba, știi să faci mămăligă? Și da, sigur mai este, cum? Și toată lumea, mă rog, toate bucătărețele făceau mămăligă de oraș, adică moale de și... acest test. Da, așa. Și veneau cu mămăligă moale și îl spunea, nu așa se face mămăligă, mămăligă tăi să fie tare, să dai cu ea de masă, să se lovească de masă. Păi maestră, am crezut că nu știu ce, că vă... Nu, pleacă de aici cu mămăligă. Și cu mușdeiul. La fel era tot un test, cine știe să facă mușdei. Și toate bucătărețele așa mai, mă rog, mușdei frecat cu smântână, cu unt, cu nu știu ce, nici nu vrea să se uite. Zice, mușdeiul trebuie să fie apă, sare și mușdei zdrobit și cu pumnul, pus în farfurie și mâncat cu lingurița. Mai păstra acel obicei de a tăia mămăliga cu un fir de ață? În ultima vreme nu, dar ne-a spus de el, ne-a arătat, noi întregeam, dar de ce să tai cu ața când ai cuțit? De care? Nu, că așa se face, așa trebuie să făceam, noi eram mici. Cine era dintre mama sau tata, cine avea
o asprime, o duritate în educație față de, de dumneavoastră? Cu siguranță mama. Și mamele de obicei sunt mai... mamele. Tații sunt mai, permisivi și eu sunt tată și comparativ cu soția mea, eu sunt mai lasă-l, că nu s-a întâmplat nimica. Mamele sunt mai autoritare și mai pedante. Dom'le, trebuie să facem lucrurile după anumite criterii. Noi suntem mai... Consimt. Da. Era generos în gesturi de tandrețe? Vă mângâia, vă lua în brațe, vă ținea pe picior? Nu. Era... nu pot să spun că era sobru, era și nici distant. Nu știu, cred că număr pe degete momentele în care ne-a luat pe genunchi sau ne-a mângâiat. Dar știa să ne arate că cât însemnăm pentru el și noi simțeam apropierea asta, chiar dacă nu o spune. Poate ce gest dintre toate pe care le mai rețineți vă lipsește și va lipsi cel mai mult? Cred că statul împreună. Statul, el în ultima perioadă a vieții nu mai locuia acasă, stătea la Mogoșoaia. Noi crescuserăm, eram băieți zgomotoși, era foarte greu să scrie acasă pentru că făceam numai tâmpenii. Și atunci... Vă mai atragea mama atenția? Evident, să faceți liniște? Da, evident, dar noi ce să faci liniște? Ce? Lasă că tata nu ne aude. Pe urmă, când am devenit tată și mai, mă rog, mai stau și eu la mine în birou și scriu, constat, mă lovesc de același lucru. Nu poți, că vine Tudor, băiatul meu, tata, mai dăm și mie aia, dar uite, unde-i pus telecomanda? Și zic, lasă-mă, tata, un pic să-l scriu și eu. Evident că nu mă înțeleg. Ce ritual de scris avea? Scria noaptea. Scria noaptea până spre dimineață și toți cei de la Mogoșoaia, îți povesteam că în ultima perioadă a vieții acolo scria principalele cărți, Cel mai iubit, Viața ca o pradă, Delirul, au fost acolo, acolo au fost scrise. Cei de la masă de jos, era foarte, ca să spun, bine gândită casa de creație de la, de la Mogoșoaia. Sus erau camere la, la primul etaj, la parte era un restaurant mai modest, dar unde, mă rog, să avea grijă întotdeauna să aibă locatari și erau foarte mulți și tot știau că atunci când Preda își cumpără două sticle de apă minerală, e seara în care scrie și nu aveai voie să te duci să-i bași la ușă sau să-l întrebi ceva. Scria spre dimineață, îmbrăcat într-un halat de care mi-aduc aminte, într-un halat de mătase roșu, cu un stilou pe care l-am adus să ți-l arăt. E un stilou de aur pe care și l-a cumpărat, de la Paris. Care are o poveste interesantă, nimeni nu știe să scrie cu stilul ăsta. Eu am încercat, l-am curățat, i-am pus cerneală, am încercat să scriu cu el, n-am reușit, nu scoate niciun rând pentru că nu știu să-l țin și să-i înclin penița ca să pas să-l scrie. M-am uitat, e tocit într-un colț, nu știu cum îl ținea sau cum scria, cert e că numai el... Îi poartă amprenta. Numai el poate să putea să... E cel mai important obiect pe care îl păstrați? E unul dintre cele mai importante, da. De la tatăl dumneavoastră. Da, e unul dintre cele mai... Spuneam de el că are o poveste, a fost la Paris la începutul anilor 70 și și-a cumpărat de acolo trei obiecte, printre care acel stilou, care e un Waterman de aur, și a mai cumpărat o geantă diplomat, un Samsonite și o pălărie. Pălărie care a devenit ulterior celebra pălărie pariziană, pentru că atunci când o purta era foarte mândru, era așa un gen de cowboy.
Nu îi se potrivea foarte bine, nu era. Dar era foarte mândru când ieșea Preda din palat cu pălăria maestră și cu pălăria. E, astea, aceste trei obiecte le-am acasă. Geanta diplomată am donat-o muzeului cu ocazia centenarului și probabil că pălăria o să ajungă tot într-o vitrină de muzeu. Și într-o expoziție. Da. Scria foarte mult. De altfel, este unul dintre cei mai prolifici scriitori și valoroși scriitori. Scria atât de mult încât s-a și îmbolnăvit. Spuneați că a avut crampa scriitorului. Da, da. La un moment dat, mi-a povestit maica mea, n-a mai putut să scrie, n-a mai putut să-și miște mâna dreaptă. Și ce este surprinzător, că grija lui nu era una uman-medicală. Dom'le, nu mai poți să-ți miști mâna dreaptă, ce fac, cum mă îmbrac, cum mănânc. Grija lui era cum o să-mi scriu cărțile. Durerea era că nu putea să da, scrie, da. Să creeze. Cum o să-mi scriu cărțile? Eu nu pot să scriu cu stânga. Și atunci frica asta l-a îndemnat să-și cumpere un casetofon cu înregistrare. Era un lucru mega rar până anii 70, pe care l-am avut acasă. Zice, uite, dacă n-am să pot să mai scriu, uite, cel puțin o să înregistrez și cineva o să-mi bată și mie la mașină ce am spus. Da, a apucat să pună voce pe acele casete? Nu, nu. Crampa, momentul medical a durat puțin, mulțumim, și a trecut, dar, mă rog, povestea a rămas. Numele tatălui a însemnat o povară pentru dumneavoastră încă din copilărie sau aveați să vă întâlniți cu această povară ulterior, în adolescență, în liceu, în facultate, astăzi? În copilărie nu, pentru că am avut noroc de profesori deștepți și de colegi prietenoși care n-au pus presiune pe mine. Profesorii, evident, știau cine sunt, m-au lăsat să învăț în ritmul meu, în felul meu. Nu am excelat la școală, dar eram ok, n-am rămas repetent. N-ați rămas repetent, nu v-ați dezamăgit atât. Ulterior, la facultate, m-am lovit de lucrul ăsta pentru că aveam sentimentul că sunt comparat în permanență și am încercat la un moment dat să-l scriu. E, când ai în spate un nume de scriitor celebru și vrei și tu să mergi pe aceeași cale, e mai dificil să se va găsi întotdeauna cineva să spună, ia să vedem noi ce e în capul lui băiatul lui Marin Pedaia, e la fel de bun ca Tasul sau e mai prost ca Tasul? Și e o piedică. Vi s-a pus această piedică și în momentul în care ați mers către jurnalism? Mi s-a pus, da. Da. Și vi s-a spus, nu mă așteptam fiul lui Marin Preda să scrie așa. Să scrie așa, da. Mi-aduc aminte, știu că am dat un interviu la un moment dat mai amplu într-un ziar și unul dintre comentarii a fost unul, zice, nu credeam că, zice, credeam că ești mai deștept decât mă așteptam eu. Da, și eu credeam la fel, că sunt mai deștept. Dar, mă rog, câteodată ne este, câteodată nu ne este. Până la urmă nu toți putem fi Marin Preda. Dar nici nu e bine. Și nici nu e bine. Cred că ar fi prea mult. Atunci n-ar mai valora Marin Preda nimic. Da, da, cred că unul e bine. Și că tot am pomenit de ce, mă rog, e unul. Sunt foarte trist și sunt foarte dezamăgit de reacția autorităților și de tot ce înseamnă partea culturală. Dom'le, anul ăsta este centenarul Marin Preda. N-ai mulți Marin Preda. Ai unul care a făcut 100 de ani. Nu găsești Uniunea Scriitorilor să faci un eveniment, într-o sală să chem niște oameni, ca totuși ești Uniunea Scriitorilor. Deci forul literar suprem în țara asta. Președinția României. Nu ți-ai găsit timp între două partide de golf și trei poze pe unde te duci să nu faci, să poate nu pui pe cineva? Spre sfârșit de an. Mai sunt câteva luni.
Cine dacă, are răbdare, domnule? Dacă, adică, dacă trageți acum acest semnal de alarmă, poate că se întâmplă. Poate că se întâmplă, dar ar fi trebuit să se întâmple la momentul... Să există un calendar, da, că se știa că se împlinesc 100 de ani de la, da, nașterea, nu, lui Marin Preda. Nu poți tu, ești profesor. Acum nu, deci nu fac politică, dar am gustul ăsta mar. Pune, domnule, pe cineva, scrie, frate, și tu acolo două pagini. Mi-a plăcut, în schimb, ministrul culturii, care a scris un material foarte, foarte bun în... în Q Magazin, cred că singurul om politic, singura personalitate care a ținut marcat acest și a marcat acest eveniment. Nota 10 din punctul ăsta de vedere. Dumneavoastră ați apucat să vă întoarceți alături de tata în Siliștea Gumești? Am fost acolo, alături în lumea lui Moromete. Am fost alături de el la un moment dat într-o vizită, era o ceva gen fii satului, nu știu, se făcea o manifestare, venise taică-miu și alții săteni. Da, am fost, dar eram atât de mic, mă jucam cu găinile, știu că avea mătușa mea Ilinca, sora lui, rămăsese în sat și avea un cocoș pe care mi se putea pata atât mie cât și fratele meu, trebuie să prindem cocoșul ăla, dar nu l-am fogărit, dar l-am înnebunit, nu l-am prins, că cine, Doamne, iartă-mă să prindă cocoșul, dar mi-a rămas amintirea asta, cred că avem și o poză undeva cu... nu, eram prea mic ca să-mi aduc aminte, am fost însă ulterior, m-au dus drumurile și prin Siliștea și am găsit orașul, satul din ce în ce mai stins așa, din ce în ce mai cenușiu. A dispărut și hazul. Nu, hazul este. Ăla, slava Domnului, a rămas. Vă povesteam că am fost la, acum câteva zile, am fost la Alexandria, la o comemorare, la Biblioteca Marin Preda și m-am întâlnit cu un vecin din stat care mi-a povestit o chestie foarte haioasă. Spune la un moment dat... Preda avea un coleg, Menică Roșu. Amândoi plecați din sat, fiecare a ajuns pe drumul lui și i-a dat într-o zi telefon, Menică Roșu lucra undeva la un depozit de lemne sau la ceva. Nu? Și Preda a zis, domne, fă-mi și mie rost de niște lemne de foc, că uite, am nevoie. Și el, da, domne, îți trimit, nu știu, niște lemne de foc. Și i-a trimis o tonă de lemne de foc, dar era, de fapt, era parchet. Iată că parchetul și zice, domnule, ăsta mi-a, eu i-am zis să-mi dea lemne de foc și ăsta mi-a trimis, uite, e parchet nou-nouț. Și dă telefon. Domnule, ce ai făcut? Zice, eu te-am rugat să-mi trimis niște, uite, tu mi-ai trimis parchet nou-nouț. Și răspunsul ăsta, și ce are, mă, nu arde? Zice, da, le-am trimis, pentru că, mă rog, mi-a rămas de la nu știu ce demolare. Zice, da, mă rog, prima reacție și ce rămân? A rămas umorul, da, și cam atâta. Am fost, nu știu, anii trecuți în Siliștea. E un sat trist. Au plecat toți bătrânii care au mai sunt tăcuți, sunt... E poate și imaginea satului românesc în general. Ar fi rău să fie asta imaginea satului românesc, pentru că dacă te duci în orice sat și am sentimentul că nu doar Siliștea este cufundat în tristețe și în... nu mai vezi lumea la poartă, nu mai vezi... nu mai există stănoaga unde se adună vecinii să mai... există o cârciumă, evident, sat românesc fără cârciumă nu există, dar e și aia e goală. Din ce în ce mai mult se adună pe TikTok, pe Facebook, da, în comunități. Deci am văzut un bătrân care era îmbrăcat într-un tricou cu Adidas. Zic, domnule, nu cadra. Da, nu prea, ce nu se potrivește aici? Zic, uite, avem ulița, avem satul, avem Adidas. Nu prea merge, da. Evident, da. TikTok și asta e peste tot, din păcate, n-am să înțeleg niciodată fenomenul.
Încerc să mă adaptez, dar... Credeți că Marin Preda ar fi avut succes astăzi pe rețelele sociale? Pentru că spuneați dumneavoastră într-un interviu, întâmplător vă întreb, așa, că Marin Preda ar fi avut urmăritori mulți. Da, 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 cu siguranță. Da, da, da. Când eram mic, știam că taică mi-e celebru, știam că e mare, dar nu știam câți followeri și are. Are ceva, da, cât sunt. Nu știu, nu cred că i-ar fi plăcut. În primul rând ar fi fost contestat. Probabil mulți ar fi grăbit să spună că nu scrie așa cum trebuie. Da, evident, da, normal. Dar nu știu dacă i-ar fi plăcut asta cu... cu pușul vieții pe tapet, că dacă ești social media trebuie să arăți că ești social media și hai să ne punem tot. Dar probabil că cred că i-ar fi plăcut forma de comunicare, pentru că taică-mă era un om căruia îi plăcea foarte mult să comunice cu ceilalți. Până să apară, să-și pună telefon, scria scrisori și scria, deci toată lumea îi plăcea, vezi că vin pe la tine două rânduri, trei rânduri erau suficiente. Când și-a pus telefon, vorbea foarte mult la câte telefon. Ore vorbea? Nu știu dacă, dar vorbea și mi-a spus maică-mea că îi plăcea să vorbească, să te sune, vezi că vin pe la tine, vezi că... Vă amintiți petreceri în casă cu alte familii, petreceri la restaurant, cu lăutari? Deci, nu, cu lăutari nu, dar mi-aduc aminte o petrecere. Trebuia să mergem undeva, era un eveniment important, la o oră, eu și fratele meu ieșisem în curte și pe stradă să ne jucăm și am uitat de petrecere. Și ne-am dus pe unde ne duceam noi să ne jucăm. Și la un moment dat îl văd pe taică-mă, negru de furie. Unde sunteți? Păi tata, noi ne jucăm. Păi nu știați că trebuia să plecăm, vă caut de jumătate de oră până tot cartierul ăsta ca să mergem la... Da, n-am știut, mergem, gata, nu ne... Și am ajuns la petrecerea aia, unde era evident foarte multă lume, unde s-a lungit discuția și eu nu înțelegeam de ce mai stăm. Păi am ajuns la restaurant, am mâncat, am băut, de ce mai stăm? Ce să vorbim atâta? Cât să vorbim? O oră? Și se vorbea. Și noi copiii ne plictiseam groaznic, vă dați seama. Ce mai stăm? Nu? Da, erau... Ce tabieturi avea acasă? Fuma, bea un whisky? Fuma mult, fuma Kent, cam două pachete pe zi și nu dădea țigări. Nu dădea pentru că nu știu, cred că avea o frică că la un moment dat nu o să mai găsească și de câte ori avea ocazia aș cumpăra cât un cartuș, deci cred că dacă ei fi adus un vagon de cartușe, cred că le cumpăra pe toate, de teamă să nu rămână vreodată fără. Poate și teama care izvorâse în copilărie, din lipsurile din copilărie. Cu siguranță, da. Era, familie. Era fumător înrăit, fuma mult și avea în camera de la Mogoșoaia avea deasupra, pe dulap, nu știu, cred că erau 15 cartușe, 20 de cartușe de țigări Kent și l-am întrebat, da, de ce tot le adune așa? Mă rog, noi ne bucuram că ne dădea pachetele, ne făceam colecție, era un fel de win-win situation, ca să zic. Păi zice, uite, dacă, zice, mi-e frică că dacă nu o să mai găsesc, zice, nu, eu nu pot să fumez cismigiu și... tabieturi, el, și aș vrea să dărâm un mit cu ocazia asta, el nu era un băutor, așa cum s-a spus, domne, Marin Preda le rupea pe pahare și în ultima perioadă a vieții, mai ales cel mai iubit dintre pământeni, l-a solicitat foarte mult cartea asta, a scris-o în aproape 3 ani, noapte de noapte, cu o pasiune și cu o dorință, nu știu, parcă știind, simțind că va fi ultima și trebuie să... Și atunci efortul ăsta mare îl determina la un moment dat, nu știu, la 2-3 săptămâni să oprească o zi și să se liniștească. Dar nu era... Și m-am lovit de chestia asta, de lucrul ăsta cu domnule, Preda a fost
bețiv și a băut și nu e adevărat. Nu era un băutor, așa cum se spune. Bea ca orice om normal. Există această plecare de a arunca în permanență cu pietre în statui. E adevărat. Nu bea whisky, el era băutor de vin roșu, bea vin roșu cabernet. Cum spuneam, nu în cantități industriale, așa cum nu se... încât să-l certe mama dumneavoastră. Mama, cred că îl certa. Nu, ei au avut o relație foarte bună, erau foarte buni. Se completau într-un fel, unul pe altul. Evident, mamei nu i-a convenit ei foarte mult să-l împartă pe taică meu între ea și restul. Și se simțea, cred că la un moment dat, domnule, stai puțin, cred că partea cu scrisul e mai... Dar era și eu o femeie deșteaptă și ați simțit-o pe mama... inteligentă și a știut să-i dea acea libertate de care absolut avea nevoie. Ați simțit-o pe mama că a suferit și că a trecut prin momente grele după dispariția tatălui, rămânând cu dumneavoastră și cu fratele dumneavoastră? Mama nu și-a revenit niciodată de la moartea tatei. Deci ea a nici rămas... Până astăzi. Nu, nici până azi. Ea, o parte din inima și din sufletul ei e încă alături de taică-mă, e încă în lumea lor, pe care nu cred că a părăsit-o vreodată. Mai păstrează fotografii? Păstrează și fotografii și în orice dialog cu ea, automat... simte nevoia să-și aducă și să pomenească, ca și cum ar fi încă în viață. De asta spun, cred că nu și-a revenit. E un om care a suferit foarte mult, l-a iubit foarte mult pe taică-miu și când a murit, practic s-a rupt o parte din viața ei. Am dus-o după moartea tatei, n-am dus-o pe roze așa cum se spune, am avut și perioade mai grele și mai perioade mai foarte grele. Le-am depășit. Tata era și deputat. Era și deputat, da. Era și deputat. Nu știu foarte multe detalii referitor la candidatura asta lui pentru deputăție. Știu însă că la un moment dat i s-a spus, domnule, dacă vrei să rămâi director la Cartea Românească, trebuie să faci două lucruri, trebuie să devii membru de partid. El n-a fost multă vreme membru de partid și ulterior să candideze, să fii, mă rog, în forul superior al țării, căruia nu i-a plăcut, că, mă rog, când povestea maică mea la un moment dat, că nu se ducea la niciuna din întâlnirile alea, bine, stau de vorbă cu toți proștii, era vorba. E clar că mama, și chiar după dispariția tatălui dumneavoastră, mama l-a ținut viu acolo în casă prin ceea ce vă povestea, da, în permanență. Da, este și că datorită mamei, Marin Preda trăiește și astăzi. Da, mama are o contribuție foarte mare. A știut întotdeauna să ne-l arate și să ne-l prezinte pe tata și altfel decât l-am știut noi copii fiind. Îi mulțumesc și de data asta, îi mulțumesc pentru... L-a iertat mama pe tata, l-a iertat pentru că s-a dedicat literaturii. Cred că l-a iertat, da. Nu ia, știu că nu i-a convenit, mă rog, ca orice femeie. Femeile sunt îndeopște mai posesive și a găsit portița să-l împartă. A știut cum să facă ca el să nu se simtă copleșit și ea să aibă parte de, mă rog, de iubirea de care evident avea nevoie. De ce v-a fost cel mai dor în anii în care nu l-ați mai avut? E greu de spus. Un cuvânt, un gest? Cred că apropierea, cred că... Atunci când am murit, am simțit că ceva s-a terminat. Țin minte și am o imagine care cred că n-am spus niciodată. Atunci când am murit și l-am înmormântat, eram la cimitir
A avut loc slujba și în momentul în care s-a închis coșciugul și a venit, mă rog, nu știu, groparul și au pus coșciugul peste, deci în momentul ăla când am văzut că se pune capacul, mi-am dat seama că n-am să-l mai văd niciodată. E, ăla a fost sfâșietor pentru mine. Deci, cum să nu-l mai văd? Pentru că, mă rog, aveam 9 ani. Când ai 9 ani, percepi altfel tragediile în viață. Tata nu era o prezență constantă în viața morții, noastră, dar cu toate astea știam că e acolo. E, în momentul ăla când s-a pus capacul și a spus cineva, Marine, unde te duci? Și mi-am dat seama că n-am să-l mai văd în viața mea, a fost o... Și acum, dacă mă aduc aminte, altă întrebare. L-ați visat vreodată? L-am visat de multe ori, dar de fapt nu cred că atât de multe ori pe cât mi-aș fi dorit. Numai că în prima parte, în primii ani de când a murit, l-am visat, cred că număr pe degete, dar niciodată nu l-am visat cu fața la mine și niciodată nu l-am visat vorbind. Și la un moment dat am ajuns să mă întâlnesc. Zic, cred că ceva s-a întâmplat, pentru că nu vorbește cu mine, nu îmi spune, nu, e cu spatele, e negru, îi fi greșit ceva, am făcut ceva ce nu trebuia. Repetent n-am rămas, da. Și la un moment dat, mă rog, chiar mă obișnuisem atunci când îl visam pe tata în rarele, cred că în 40 de ani, nu știu dacă l-am visat de 3 sau de 4 ori, dar cum spuneam, întunecat și trist și gânditor. Și acum 2 ani când am avut, maica mea a avut o problemă medicală, a avut un fel de gen AVC pe care l-a depășit, dar în momentele acelea de tensiune, când îți vezi părintele că e altfel decât îl știi tu, știi, ne place să ne știm părinții puternici, viguroși, că ne putem sprijini pe ei, și atunci când se întâmplă tragedii de genul ăsta, și se întâmplă în viața unui om, mi-am dat seama, stăteam lângă ea, era grav bolnavă, mă gândeam că o pierd și mă gândeam, mi-am pierdut tata, uite acum am pierdut și mama, și m-a apucat un dor de părinții mei, așa cum îi știam eu, încât a doua zi, știu că era 16, deci era 15 sau 16 mai, i-am scris o scrisoare tatălui meu, după care m-am simțit deodată eliberat. M-am simțit... Ce i-ați scris tatălui dumneavoastră? O am pe undeva pe aici, i-am scris, deci eram... Să vedem dacă o și găsesc. Era la un moment dat. I-am scris ce am simțit în momentul ăla. Că am nevoie de el. Că mi-e dor. Că mă rupe dorul. De 2 secunde. Chiar aș vrea să o citesc. Vă rog. Da, trebuie să o și găsesc. V-a dat un răspuns după această scrisoare? Da, da, mi-a dat. Da, m-am emoționat un pic. I-am spus așa, stați puțin să vedem dacă e. I-am spus așa, dragă tată, au trecut 40 de ani de când ai plecat și am atâtea lucruri să-ți spun. S-au întâmplat atât de multe lucruri în viața noastră pământească. Am crescut, am o familie și ți-am făcut un nepot care îți seamănă. Cred că ți-ar fi plăcut de el. Să știi că am moștenit de la tine multe lucruri și chiar mersul tău cu mâinile la spate.
Mi-aș fi dorit să stăm de vorbă și să-ți povestesc despre viața mea, să-ți spun ce am mai făcut în tot acest timp de când ai plecat, să-ți spun ce mi-a ieșit bine, unde am greșit și să te întreb ce să fac atunci când mă potignesc. Încerc să scot din cărțile tale sfaturile pe care mi le-ai fi dat și crede-mă că de multe ori reușesc să te găsesc vorbind cu mine prin paginile romanelor pe care le-ai iubit atât de mult. Mama, din păcate, nu este foarte bine. A ajuns o bătrânețe și trăiește alături de tine în lumea voastră pe care nu a părăsit-o niciodată. Nicolae este și el bine la casa lui. Recitesc ce te-am scris până acum și îmi dau seama că oricâte lucruri ți-a scrie, nu am să reușesc niciodată să spun cât îmi este de dor de tine, scump părinte. Te iubesc mult, mult de tot de aici, dintre pământeni. Și i-am scris scrisoarea asta și m-am simțit fantastic de bine. Este misul ce a ajuns la el după 40 de ani. Asta scris, i-am gândul scris, dumneavoastră. Da, gândul ăsta l-am scris acum 2 ani. Și în primăvara acestui an l-am visat pe taică meu, prima dată, cu fața la mine, vesel, am vorbit cât pentru 40 de ani. În vis, deci nu-mi venea să cred, stăteam cu el, ne plimbam cu mașina prin oraș, am ajuns și, la un moment dat și la Mogoșoaia cu mașina și vorbeam și vorbeam. Ce și vă era spune? De toate. Iată că poștașul a dus această scrisoare pe care a trimis-o acum 2 ani și a ajuns. Și era vesel și mie nu venea să cred. Dom'le, stau cu... A venit, e cu fața, stăm de vorbă, de cărți, de bani, de orice. Am vorbit foarte mult. Și ca într-un nefiresc al lucrurilor, m-am trezit dimineața, eram luarcă de transpirație, zic, dom'le, ceva s-a întâmplat, am adormit înapoi și, cum spuneam, ca într-un nefiresc, am mai visat odată și am mai venit odată, ca și cum am mai fi avut ceva să-mi spună, ca și cum nu vrea să plece. Și am mai, ora aia de dimineață, de la nu știu cât era, 7-8 dimineața, cât am mai dormit, am mai stat cu el de vorbă, mi-a mai povestit lucruri și mi-a spus la un moment dat, ai grijă, fă ce trebuie și ai grijă. Și multă vreme m-am gândit ce să fac, ce vreau să-mi transpună. Să-i duceți numele mai cred departe, că da, cred să că vă îngrijiți de mama. Cred că da. S-a îngrijit și el. Da, și mama e bine astăzi. E bine, da. E doar o scrisoare care arată toată suferința dumneavoastră și care... Poartă dorul în ea. Mi-este foarte dor de el. Am momente când mi-este foarte dor de el. Mai păstrați lucruri de la el? Păstrez, da. Acel stilou sunt mai am. Jurnalul de boală, ați găsit la un moment dat, spuneați despre un jurnal de boală. Nu doar pălăria, pixul și... Da, da. Mă rog, pe lângă celelalte manuscrise care sunt în posesia familiei, acum un an de zile am... reușit să intru în posesia acestui jurnal de boală, se cheamă Jurnal despre anxietate, rânduri într-un carnețel scris de taică-meu prin anii 50, când a fost internat în spital, tratând o nevroză rebelă. A ținut neapărat să scrie acest jurnal și spune în primele rânduri, scriu aceste rânduri, țin acel jurnal ca și alți oameni să afle cum este să fii bolnav în spital și ce am simțit în toată această perioadă. Este foarte frumos, cred că poate fi predat în școli de psihologie sau de ce poate să spună acest om și ce capacitate are să-și etaleze suferința și tot ce a trăit în perioada de 2 luni cât a stat în spital și s-a tratat. Este un jurnal al unui pacient. Da, al unui pacient. Care trebuie predat inclusiv în facultățile de medicină pentru a înțelege... Asta vreau să spun și eu.
Soția mea este psiholog și l-am citit împreună, l-am analizat psihologic vorbind și mi-a spus, da, este foarte autentic, tot ceea ce spune sunt trăiri pe care le avem atunci când suntem în suferință. Am să public acel jurnal. Cu siguranță nu vă pot da o dată, dar va vedea lumea, lumina tiparului și îl vom citi cu toții. Iată, și acest proiect face parte din dialogul pe care l-ați avut. Da. Ai grijă și să faci ce trebuie. Cred că da. M-am gândit foarte mult. Ce am vrut să-mi spună? Ce să am grijă? Și atunci m-am gândit, da, se pare, cred că se referă și la lucrul ăsta, să... Și am mai făcut un lucru care cred că se încadrează în sintagma fă ce trebuie. M-am lovit în ultimii ani de date biografice false referitor la tatăl meu. Dacă ieși și deschizi internetul și cauți Marin Preda, găsești foarte multe lucruri care sunt neadevărate. Întâmplări pe care nu le-a trăit, lucruri pe care nu le-a făcut. Acum vreo două luni de zile vorbeam cu cineva care mi-a spus, zice, dar tu nu ești băiatul Etei Preda? Eta Preda este cea de-a doua soție a tatălui meu. Zic, nu sunt băiat. Păi eu așa am citit, că ești... Cu altă ocazie, la un moment dat, eram fugit prin Spania cu familia, maica mea stătea, deci foarte multe lucruri false pe care m-am gândit să le îndrept și... E și de datoria dumneavoastră să le corectați, să le demontați. Și vreau să fac un site, am și cumpărat un domeniu care se cheamă Marin Preda Oficial, în care ne putem întâlni cu scriitorul și cu adevărul. În ceea ce îl privește pe Marin Preda. Acolo vor fi date autentice, girate de mine și de numele meu și al familiei noastre și puteți fi siguri că ce va fi acolo scris este conform, este adevărat. Și să-l cunoaștem pe Marin Preda așa cum... Și o să-l cunoașteți pe Marin Preda așa chiar, cum așa era, cum autentic. Autentic, da. Pentru că am ajuns în acest punct. E doar un mit faptul că în anii 70 ar fi spus lui Nicolae Ceaușescu, așa într-un dialog pe care l-au avut ei doi, dacă vreți să introduceți realismul socialist, eu, Marin Preda, mă sinucid. Se pare că nu este și aici Adrian Păunescu a confirmat la un moment dat că acel dialog a avut loc. Mai multe detalii nu știu, dar nu e un mit, e un adevăr, da. Avea curajul ăsta și numele și notorietatea îi permitea să, mă rog, chiar să conteste în fața președintelui suprem de atunci și cred că o făcea cu ușurință și convins de ceea ce spunea. Suntem în zona miturilor. A murit în 1980, găsit mort în vila de la Mogoșoaia, scrisese ultima carte, Cel mai iubit dintre pământeni, care fusese retrasă din librării după ce a fost scrisă, și e sau nu mit că ar fi fost ucis de securitate? Oficial am văzut dosarul de la procuratură. Sunt foarte multe lucruri acolo care nu concordă, nu se leagă. Suprapun. Și aici Mariana Sipoș a făcut o anchetă mai largă. Sunt foarte multe lucruri care nu se pupă. Sunt declarații care se bat cap în cap, sunt greșeli de urmărire penală pe care le consider voite și nici de cum, pentru că am povestit unui amic de-al meu care este procuror și ne-am uitat pe el și mi-a spus, dom'le, nu așa se face, erau niște pași care trebuiau făcuți
în investigația de atunci, care n-au fost făcuți din motive de, și aici începe teoria conspirației, de ce n-au fost făcuți, de ce există urme pe tâmpla lui dreaptă, de ce a fost mișcat din pat până să vină procuratura, de ce era cearșaful cu pete roșii. Sunt foarte multe dileme pe care probabil că odată și odată istoria le va... Dar cred că ceva s-a... Sunt patru decenii de atunci. V-ați gândit vreodată să porniți o investigație așa pe compropriu? Să încercați să dați de niște martori care, dacă se mai află în viață. Am încercat la un moment dat... De anchetatorii de la acea vreme? Am încercat la un moment dat, acum mulți ani de zile, am încercat pe urmă și am vrut să încep și oficial să cer o redeschidere a cazului. Din ce am înțeles legal, dacă trece o perioadă mai mare de 25 de ani, nu se mai permite oficial să redeschid. Așa, off the record, pe marginea subiectului, am mai vorbit cu oameni care au fost implicați în ancheta de atunci și în toate evenimentele. Mulți au murit, mulți nu vor să vorbească. Personajele cheie n-am reușit să iau legătura și să intervenim. Spunem, uite, Tănăsescu, Dan Claudiu, care a fost în dimineața aia, n-am reușit să-l întreb, domnule, spune-mi și mie cum l-ai găsit, ce s-a întâmplat, sau Cornel Popescu, sau... Sunt multe intuiția mistere, ce vă spune? Intuiția îmi spune că ceva s-a întâmplat. Că conjunctura a fost ciudată în noaptea aia, se pare că a venit de la editură, era o petrecere în seara aia la care a participat. Cineva mi-a povestit că i-a fost oferit un pahar de băutură pe care l-a, mă rog, mai mult a fost forțat să o bea de context. Hai mă șer, să nu știu ce. El, nu știu, sunt multe lucruri care nu concordă. Când l-ați văzut ultima dată în viață? Cred că cu vreo 2 săptămâni înainte. Trecea pe acasă, cred că cu vreo 2 săptămâni înainte. Nimic nu era ceva, era tata. Nu știu ce ne cumpărase ceva. Da. Discutam despre o ierarhizare, ne îndreptăm spre final și ar fi nedreaptă această ierarhizare, dar totuși cum ați plasa prin ochii copilului lui Marin Preda aceste, ca și valoare, poate și valoare sentimentală, prin ceea ce v-au transmis ele, aceste romane, Cel mai iubit dintre pământeni, Viața ca o pradă, Deliru, Moromeții, iată că și cu Deliru la un moment dat există un mit că ar fi încercat să-l reabiliteze pe mareșalul Antonescu, că de fapt era un mesaj ascuns. Nu e un mit, el a arătat publicului pe Antonescu așa cum era. Și cred că a accentuat mai mult latura românească a dictatorului, care a fost o poveste destul de încurcată atunci, după ce a apărut Deliru. Taică mi-a primit un telefon de la ambasada rusă și a fost invitat la un moment dat, domne, ai apărut... Ai scris Deliru, ai scris despre Antonescu foarte bine, te invităm la Moscova ca să sărbătorim evenimentul. Și atunci taică-mă i-a spus lui maică-mea, zice, dacă ajung și plec la Moscova, nu mă mai întorc. Nu știu ce o să se... Și a refuzat invitația. Da, și a refuzat-o. Fără îndoială, romanul a făcut vâlvă mare în toate straturile politicii și românești și externe. Dacă le-a reabilitat, cred că istoria poate să ne spună.
Știu că alt mit pe care aș vrea să-l clarific este că nu intenționa să scrie Delirul 2, așa cum foarte multă lume crede. Foarte multă lume a zis după cel mai iubit dintre pământeni, Marin Preda se pregătea să scrie Delirul 2. Nu este adevărat, nu este cartea care vrea să o scrie. Aveam plan Delirul 2 mult mai târziu și spunea întotdeauna că îi trebuie mult mai mult timp de documentare dacă vrea să continue cartea, pentru că evenimentele pe care ar fi vrut să le scrie erau legate de 23 august, erau legate de venirea comuniștilor și cred că era un pas. Ce ar fi urmat după cel mai iubit dintre pământeni? Pregătea ceva? Nu. Știu de la maică-mea că după cel mai iubit dintre pământeni îi spusese că vrea să-și ia o vacanță de câteva luni și să plece, mă rog, împreună la Paris ca să sărbătorească. Era așa o... El a scris foarte greu cel mai iubit, l-a scris în 3 ani, noapte de noapte, cu un efort fizic și mental uriaș, slăbise foarte mult. Este și o poveste ca să mai deschidem un pic atmosfera. La un moment dat a scris cartea și avea un obicei, dădea cât unui prieten cât un fragment. Uite, citește și îți spunem ce părere ai. Și a dat lui Eugen Simion să citească. Acesta l-a citit și a spus: Monșer, uite, am citit cartea, este foarte bună, dar parcă totuși volumul 3 ar fi un pic, nu cred că se potrivește, te-ai gândit să renunți la el? La care te-ai când îmi spune, zice, cum mă încerc să renunți la el? Doar l-am scris cu mâna mea. Criticul din Eugen Simion. Da, criticul din Eugen Simion. Mai întrebat de clasamente? Prin ochii copilului. Prin ochii, mie mi-a plăcut cel mai mult Delirul. Eu aș pune Delirul pe primul loc, pentru că este o carte atât, ea nu este o carte istorică cât o simt mai mult ca o poveste de dragoste petrecută într-o perioadă tulbure. Că el a știut foarte bine să amestece aceste două planuri, dragostea lui Ștefan pentru Lucky, parcă mi-aduc aminte, da, și evenimentele cu legionarii. Ce m-a frapat când am citit cartea și am citit-o destul de, nu știu, cred că eram tânăr, este că nu citeam cartea și descopeream lucruri care nu prea se pupă cu ce știam eu de la școală. Eu la școală știam că rușii au făcut, că Antonescu, că și stai că parcă nu era așa de rău pe cât știam eu. Parcă nu a făcut atât de multe lucruri cum mi-a spus mie doamna de tovarășa de istorie. O carte foarte frumoasă pe care aș reciti-o, cred că tot timpul. Și recomand tinerilor. Eu vă mărturisesc că am imaginea romanului Viața ca o pradă. Aveam în bibliotecă, tata, e prima carte de lui Marin Preda pe care am deschis eu ochii și o citise tata, fratele meu, am citit-o eu, tata a recitit-o, fratele, eu. Ulterior aveam să descoper cel mai iubit dintre pământeni, moromeții, dar copilăria mea a însemnat Viața ca o pradă în privința lui Marin Preda și astăzi păstrăm cartea coperta tocită. Și astăzi cred că dacă mi-ar solicita fiica mea cea mică o primă carte de a lui Marin Preda, Viața ca o pradă. Da, este foarte frumoasă, este un roman autobiografic care nu este autobiografic, este o călătorie pe care te invită să o faci de la prima pagină până la sfârșit. Cred cu siguranță este pe locul 2. În Delirul, Viața ca o pradă, Cel mai iubit dintre pământeni,
Moromeții, da, sunt, nu știu, toate îmi plac. Toate sunt cărți care merită citite și spun asta celor care or să urmărească această emisiune. Citiți Preda că e frumos, merită. Merită să citească. Eu vă mulțumesc foarte mult și îndemnul de final va fi să-l citească pe Marin Preda, să-i descopere lumea, că este o lume fascinantă. M-am simțit astăzi că a fost pentru prima dată o ediție în trei, cu Marin Preda lângă noi. Mă bucur că am reușit să-l aducem împreună. Și nu ne-am vorbit. Ce i-ați spune acum dacă s-ar afla la masă, dincolo de acea scrisoare? I-a spune: tata, îl cunoști pe domnul Artene. Vă mulțumesc, vă mulțumesc încă o dată. Părerea mea este că toți cei care ne urmăriți, sunt convins că mulți dintre voi îl cunoașteți pe Marin Preda. Cei care încă nu l-au cunoscut, să-l descopere prin romanele lui. Mulțumesc. Până săptămâna viitoare, avem la dispoziție o săptămână, până sâmbătă viitoare, cel puțin un roman de-a lui Marin Preda trebuie citit până atunci. Haideți așa să fie ca un pariu. Gânduri bune!